Fraților, bine v-am găsit la un episod din seria noastră de GTA Real Life. Fraților, lecturatul și-a cumpărat A8 nebunul! Uitați-vă și voi, fraților, bă, și exact ăla din realitate, mâncați așa. Ia lasă mă să și uitați-vă și voi în el, cât de șmechire. Ba, nu e ca în realitate. Lasă-ne că filmăm. Lasă-ne. Pare rău. Păi, dar A8-ul nu face burnout. Hai, grasule. Bă, hai să nu și noi permisul, bă. Du-te, eu nu... Hai... Mișcă-te, mă, în pizda, mătii! Ia uite la el. Păi, grasule, dar vezi, nu mai vorbi, că te au dublu. Păi și dacă mă enervară. Băi, ești nebun? Grasule! Dacă te uiți și acele în bord schimbă astea. Bă, hai să fac și eu o misiune de aia grea. Fraților, eu m-am mai jucat off-camera destul de mult pe server. Aaa, ia uite-l, mă! Ce, mă? Îi porni farurile. Păi da. Și am strâns destui bănuți ca să cumpăr și o mașină asta. Pentru că, aparent, jobul ăla de delivery e destul de bine plătit. Ia să mergem cam în drum și magazinul ăsta și după aceea trecem să vândă aia. Bă, dar tu nu prea mai ai benzină. Cât mare? Bă, ce faci, mă? Ce fac, mă? Păi te tamponași cu ăla. Ce ai, bă, ești nebun? Când îmi luat în săi? Bă, ești prost? Ai lag, grasul înseamnă. Tu ai lag. Cum să am eu lag? Ușor cu mașina și ia să te dai jos, nu pui mai ceva, ce-mi conduci tu mie mașina. A, ia da? Uite ce zgârietură-i, trebuie să-și pe partea dreaptă. Ce zgârietură-i? Bă, e neatinsă. Bă, ești prost? Fii tăra asta, drecu. Am uitat că la graficile tele pe low nu se vede când atingi mașina. Ia-ți-o, mă, și bagă-i și benzină, că și așa e de căcat. Păi ia că-i bag, ia să nu mai mergi cu mine, hai, plec aici. Da, nici n-am nevoie că pot să fur mașini. Da, dar nu pot să fur una 8. Bă, dacă de genial arată să fac picioare. Cât umpleam, aha. Apă, 100. Grasule, câți litri ori intrarea? Plinul. Păi îi bag 60 de litri, ia să vedem. A, nu merge decât 50. Asta va fi primul. Am pe un pic de lucru la asta. Grasule. Bagă motorină, nu. Dar cum băgam? Grasule. Stai, mă, bă, dar nu văd de ce tu ăla. Bagă, nene, pușin. Bă, grasule, nu mă lasă să bag, mâncați așa. Grasule, că nu mă lasă să plec cu mașina asta. Păi de ce? Nu avea benzină, ce are? Mare benzinete, stânga-dreapta și nimic. Ce căca, bă? Nu știu, bă, se mai întâmplă cu unele mașini așa. Dă deja și urcă de iar după ce faci așa și mișcă stânga-dreapta de volan. Ar trebui să plece. Dar nu zici, bă, tu, că tu ești bun de furat mașini, că tu... Păi dacă nu pleacă mașina, ce să-i fac eu? Gata, o luă. Grasule, da, cu asta te campiși. Tu pe mine? Ia, hai. Ce faci, mă? Bă, da prost ești! Ia uite mașina mea, mai merge, fraiere! Aole... Ce faci? Aole, uite... Nu, că mă mor și iar ăsta o oră off-camera. Ia uite, ești tu, bă, dar sensibile sunt ăștia, mă, mâncați-aș. Bă, dacă nu e a ta, așa e de sensibilă, să știi. Ba, și cu a mea. Bine, n-am avut niciodată mașina mea. Du-mă și pe mine până aici. A, acum du-mă și pe mine? Cu căcatul ăsta de mașină, care și așa e ieftină. Uite aici așa. Unde te duc? Hai că-ți pus să-i checkpoint. Fix acolo am și-o de livrat. A, hai. Îți cumpăra și tu mai multe măcar? Da, luai 100 de 100. 100 luași mâncați-și? Da. Băi, ești nebun, eu am luat 20 și nu luași 100. Păi nu scumpe, mă. Știu. Bă, dar o mașină custom nu găsești și eu pe aici? Păi asta nu e custom, care o am eu. Păi nu, dar s-o fur și eu. Aaaa. Dar cine a mai văzut curier să facă livrări cu A8-ul? Acum pe bune. Eu am aici, atunci tu în partea altă. Care ajunge ultimul este un nou de rață? Hai că mie nu merge, trebuie să dai cancel mission. Da. Nici mie. Dar mie niciodată nu mi-a mers. Mie mi-a mers, trebuie să dai cancel mission, n-ai ce să faci. Păi și acum ce fac? Aștept să apară altceva. Ce faci asta? What? Nene, zi ceva, obeza aia. Uite, mi-a apărut. Și mie, la 1.30.000.
A, păi e în același loc. Păi nu mai e în ăștia două locuri, mă, poate să apară. Ia să văd dacă mai am măcar. Apă, mai am câte... Nu, stai. Mă, ce ia, mă, ce mașină! Tăi fața, tăi fața! Te mă, băi! Te așa, să-l și bat. Mamă, cum arată grasule! Mamă, garda. Are voce, nu ești nebun? Da! E și un Bentley în spate! Da, nu, că o țin pe asta, că e mai șmecheră. E Lexus. Da, nu prea fuge. Și are și plinul făcut. O apă și nouă taco. Bă, trebuie să trec pe la magazin. Da, se aude mișto. Până reușim să ne cumpărăm ceva mașini mai șmechere, o să trebuiască să vindem și noi, ca băieții. Bra, frumos, iau pe ăsta, mâncați și. Bă, taș, că e belea mașina asta, grasule. Au. Bine că o lovi eu, da. Hai, grasule, vii astăzi. Bra, tu cum cumpărași tu 100 apă de curiozitate? Scrisul 100. Păi știi că nu poți, nu? Îmi arată că am luat banii. Bă, tu luași... Bine, e ca tine. Nu poți să iei atâtea pentru că n-ai loc în inventar. N-are cum. Dacă eu spun. Că eu scrisei 100 și nu mă lăsă să iau. Vedem. Ia vezi, păi dă-i capa. Da. Și dă-i pe inventar, inventory. Da. Și ține-n drept pe apă, îi scrie acolo în stânga sus. Apă, n-am apă. N-ai deloc? Deloc. Păi de ce? Păi și cum fac să iau apă? Păi nu știu, trebuie să... Îmi arată că am 20 din 30 de kilograme. Un magazin pe aici, găsim și noi băieții. La mama dracu aici. Mai înapoi. Ăștia vor 4 taco la mine decât atâta. Bă, grasule. Nene, joacă-te... Ia-o-ntele, Bentley, Bentley Yaga sau cum se cheamă. Joacă-te asta. Nu, nene, nu. Ce-am făcut ăsta? Ua, ua. Bă, mă bate lumea, ajutor! Pleacă, mă, te... Să ne schimbăm și noi caracterul, mâncați-și. Păi trebuie să-l schimbăm. Da, unde îl schimbăm? La... unde la de haine? Papele la fel la extra... Hai, da. Au trecut poliția eu pe lângă... Mamă, ce trecut polițistă pe lângă noi, grasule, pe lângă mine. Păi, dar pe tine când te caută poliția? Păi, dar nu, dar n-am permis. Bă, grasule, tu nu vezi, mă, când te oprește nimeni, ce dracu. Grasule, până acum m-am oprit numai prietenul meu. Vezi ce bine să ieși pile în poliție? Uite-o, da, ce 1300 pe stradă. Gata, luai apă. Cât te luași? 20. Bă! Uite acolo mașina. Te speria și crezi că s-o furară. Da, îmi furară mașina pe care o furai. Da, bă, dar stătuși destul timp cu ea ca să te obișnuiești ca și cum ar fi a ta. Grasule? Da. Dar tu vezi că eu semnalizez, nu? Da? De pe ce? De pe săgeți. Da? Ia. Da? Ia uite. Ia, semnalizăm plecarea. Bă, da, ce șmecher semnalizează. Bă, chiar era necesară asta și pe GTA. Mamă, dar cine folosește semnalizările? Eu nu le folosesc. M-a văzut milițianul, grasule, m-a văzut milițianul. Te lua? Nu, că fug. Ce mașină ai, mă? Jaguar? Vreau să l-am scăpat. Mă luase. Bă, vezi cum mergi în aia, mami tale. Nu se conduce așa, conduci prea imprudent. Teribiliștilor, din cauza voastră moare lumea pe stradă. Mamă, grasule, și-am scăpat de ăla, bă. Se oprise să vină după mine, dar noroc că era cu spatele până întoarsă eu cu ci. Bă, grasule, când ai 8, nu prea bazi la ochi. E, nu? Da, iarăși căzui din mapă, placa video, amăsi. Miau. Mă rog să-mi iau permisul, grasule, eu. Nu-l iau, eu până mor prinde și mor omorâ. O Dacie! Bă, ce-i drept, ai și tu dreptate, îmi ba picioare, mergem fără permis, așa, ilegal. Stați! Dacia, tati. Dacia ca lui tati? Mhm. Asta ce mașină e? Asta e joc. Ia uite, grasule, Dacia, bă! Ce? Bă, tu n-ai mers până acum cu Dacia, mă? Nu! Hai, ce mișto e, first person! Merge binișor, să știi! De-i gură,
Mama mea și mă caută miliție. Aoleo, poliția. Te găsiră? Nu, stau aici, sunt la pândă. Ai grijă. Grasule, ce ar fi om ca să furi o mașină de poliție? Obelești, treaba ta. Zici? Vezi că de obicei milițienii de pe server au și moderator. Dar e oare cineva în ea? Nu-i nimeni. Iau. Fugi! Vino cu nu știu unde e, că fugi! Unde ești? Ma, ce fuge? Unde bă, sunt prin zona blocului ăla. Hai la blocul nostru, că de pe GTA. Care dintre ele? Ăla unde ne-am luat noi casă prima oară. Hai, grasule, că nu știu cât mai stau. Hai că am o milă, vin imediat. Ia stai așa să opresc player, mâncați ești. Bă, grasule, ia vezi să nu cumva să mor de sete sau de foame. În stânga, jos, acolo ai o bară albastră și una galbenă. La cât sunt umplute? Sunt cam goale. Dacă-s goale, e bine. Înseamnă că nu ți-e sete nici foame. Păi-s goale! E bine să fie goale, e bine să nu fie pline. Da. Nu e bine să fie pline, pardon. Du-te la mașină ta. Hai, grasule, odată! Mai am 0,70 de grasule, mă mișc greu. Ce sta, mă? E Ferrari. Ia uite, stau în el. Acum poliția! Bă, nu cred ce idiot sunt. Mai că dacă mă prind ăștia... Grasule, cum mănânc? E mâncați așa, fura mașina de poliție, fraților. Grasule, cum mănânc? Din inventar. Deci apeși pe inventory, dai pe taco sau pe apă și dai it. Aha. Acolo. Hai, grasule. Unde ești, mă? Ia uite-l, bă, mâncați așa, doamne. Urcă-te cu mine și hai să oprim player. Hai. Dar vreau să... Băi, cât de șmecher ești, de bun. Hai, urcă-te. Fugi. Băi, ești de bun. Da, și fugi, ia uite la ea. Fugi. Uai de mine. Bine, că nu-mi randează mapa. Poți? Nu pot. De pe shift. Nu merge. Nu. Dar-mi place asta. Mă, dar un player... Unde-l găsim și noi, oare? Ferrari de poliție. Bă, zi, un player. Știu, bă. Bă, pune un checkpoint pe la spawn. Hai. Bă, ce nebun ești, mâncați. Da, ce pot să-mi facă? Maxim pușcărie. Nu mă rumură. Nu știu dacă ieșim la tine pe server. Ce? Nu știu dacă ieșim la timp de pe server. Hai, grasule. Hai, unde mergem? Păi zim, pune și mie checkpoint pe la start, colo. Ca acolo vin. Bă, dar tu nu știi deloc să conduci, bă. Sunt în misiune. Îmi pusăși? Pusăi de... Bă, tu nu vezi? A, acum l-am văzut. Bă, da, pot să nu mă, că nu-mi radează mapa și mă arunc că dau în borduri, că nu le văd. Tu... Ia uite și pură nebună mașina de poliție. Păi dacă era acolo, ce era să fac? S-o lași? Bă, dar oare... Dacă o las eu acum și o abandonez, mă ar prinde ăștia? Uitați-vă și voi, fraților, acum se blochează harta. Ce căcam? A, merge la spawn. Trebuie să schimb calculatorul, neapărat. Nu cădea Didima pe mâncați așa. Hai, randează-o așa. Hai, vercea să vedem dacă găsim ăștia pe aici. Siguranță da. Și încredere, mai bun, siguranță și încredere. Da. Ia-te-l pe Ion Crangă, ia-l pe Ion Crangă, ia-l pe Ion Crangă. Unde? Uite acolo. Poliția! Bă, ce faci, găsule? Pe unde e Mihai Crangă? Nu-l vezi lângă noi, prostule, Ion Crangă. Nu-l văd. Mă, tu ești chior? Eu-l văd pe maful ăsta. Și pe Ion Crangă nu. Nu. Grasul ăla are pistol. Ce-ți-a mașina aceasta? Am găsit-o. Poliția, nu mișcă... Ah.
Poliția, nu mișcă nimeni. Poliția. Fugi, glasă, fugi. Ia, o puțin să-i întărât așa o țără. Fugi, mă, fugi, că trebuie să lăsăm și să fugim. S-a abandonat undeva. Taci, mă. Aha, fugi! Grasule, Belliron, care a zisai să fugi când trebuia! Aoleo, fugi, fugi, fugi! Miliția! Pișeamaș pe tine că m-a omorât pe mine! Aaa, și pe mine, pe cap! O ambulanță, vă rog. De ce ești prost, grasule? Grasule, sună... De ce m-ați omorât? Bună seara. Sărut mâinile. Domnule Bercea. Da, domnul Bercea. Sigur că da. Vă rog frumos să mă reînviați înainte ca să vorbim, că eu nu vorbesc de pe jos, da? Ok, bine, domnule. Hai, tași grasurile, că ți-l fac... Și-l fac din vorbe pe asta. M-a luat cu el forțat în mașină. Sechestrare de persoane. Tași, bă, prost. Bă, tu ești prost? Vrei să scăpa amândoi? E adevărat, domnule Bercea, ce susțin de prietenul dumneavoastră. Stați să vă zic cum a fost treaba. El m-a provocat să fur mașina, mi-a zis că n-am curaj și eu am zis că am curaj. Dar dumneavoastră știați că e ilegal. Nu, nu știam, n-aveam de unde să știu. Scrie undeva că n-am voie să fur mașina de poliție? Fraiere, să te văd pe unde scos cămașa. De bucata, nene. Tași, mă. Există un cod civil, domnule, e o logic. Colegă. Păi da, dar zice să... Acolo zice să nu fur mașini, dar nu scrie nicăieri să nu fur mașina de poliție. E tot mașină, domnule, ți se pare că ăsta e avion? Este mașină de poliție. Ce-i drept, la cât de repede mergea, părea avion. E mașină? E mașină sau? Hai, domnule, medic. Vreau și eu sus, domnul. Acum nu știu ce să zic, este mașină de poliție în ochii mei, eu când văd o văd, fug de ea. Așa, așa, cum ai încercat să fugi în ea. Cu ea. Dar n-ar trebui să-l trageți la răspundere pe cel care a abandonat-o acolo cu cheile în ea, dacă o fura un nebun. Păi colegul probabil a abandonat-o acolo pentru că a avut un apel, a parcat mașina și s-a dus să onoreze urgența, domnule. Nu cred că a lăsat mașina acolo și a zis că toată lumea care vrea poate să fure. Trebuie să, dacă vă parcați mașina undeva, nu-i neapărat să vin eu și să vă spart, să vă pur. Bă, mă, încătușa! Dezleagă-mă! Vreau să vorbesc cu un avocat! Curtea marțială! Bă, bine, nu mai râde, mă! Curtea marțială și vrei cu curtea, asta e bine. E bine, pe gândire. Mă, mai ieși la mișto, este? Dă-i cu pulanul, dă-i cu pulanul, dă-i cu pulanul! Aaa, v-am filmat, stai așa! Ce ai, bă, de râs pe filmare? Că zici că ești, că ești nevăstuică. Bună punctul de vedere. Reviați-mă, vă rog frumos. Pentru că nu este frumos, unul la mână și doi la mână, n-aveți dovezi că am furat-o eu. Fraților, haideți că eu... Taci, bă, taci, o, că nu-l închide aici, taci. Păi, de ce? Să rezolvăm cazul. Nu te-am văzut să rind din mașină, nu-i vrea cum zic eu. Domnule, frate, lăsați-l pe tovarășul meu. Cum putem scăpa? Ce avem de făcut? Aveți de plătit amendă și să faceți pușcărie. E simplu. Pușcărie! Pușcărie! Nu v-ați sări peste! Nu ne putem înțelege cumva, lui plac băieții. Păi atunci se observă că dumneavoastră sunteți cu el, nu? A, deci faci și mișto de mine, da? Vreau să sun un avocat, ăsta este abuz în serviciu. Nu mai văzut că am furat mașina. Eu nu, grasule, că m-a văzut și tu să fur eu mașina? Zic că nu. Bă, te-au de două ori, știi, nu? Domnule, știi cum e colegul? Știi ceva, domnule? Chiar colegul tău a spus-o mai înainte că tu mașina. Deci, cam cum mi sună asta. Domn polițist, vă rog frumos, scutați că nici n-are permis în cap. Da, nici el n-are. Și el are 8. Dar nu e ca și cum mi-am dat seama. Adică, nu e ca și cum m-am prins, știi?
Nici măcar nu l-am verificat, că în afară de bulet... Adevărul este că după conducea e logic că nu are permis. Bă, da, prost ești tu, nu știi să-i prost ești tu, ești tot cu ei, pupi în curis, stai așa, grasule, bravo, dă-i cu limba. Asta e prima abatere. Și ca să înțelegeți că domnul i s-a părut că mașina de poliție doar o simplă mașină, domnul Bete, de aită, a zis așa, asta veți plăti doar o amendă, dar dacă vă mai prind că furați mașina de poliție, dracu vă mai scoate din închisoare. Eu scam mai ieftin măcar, că eram în dreapta. Nu plătesc nicio amendă, pentru că mașina a fost lăsată și fără benzină. A mai băgat și 20 de litri de la mine. Da, ne scuzați acum, că am uitat să alimentăm fulul și să o mai și spălăm înainte. Că nu, nu e nimica. Nu faceți nimica, doar am băgat benzină, că din buzunarul meu. Nu mă fac pe mine acolo amenda aia. Dacă nu dați banii pe benzină, atunci vă dau și amenda. Adică e... Stai în vic, măi. Stai în vic, asta nu înțeleg. Lasă-l, mă, ce benzină să-i plătim, mă, să te-ți întrești la cap. Băi, l-au zis ce debitează mintea tipului. Eu zic să-l băgați în pușcărie. Da, și eu mă gândesc că pentru manevrele astea tare... E, hai să nu exagerăm așa. Păi atunci nu exagerați dumneavoastră, ca să nu exagerăm nici noi. Am vrut să fim băieți finoți și... Să o lăsăm cu amendă, că dacă întindeți coarda, se las cu pușcă. Domnul paramedic, cât este amenda? De ce aveți pulan? Să rup niște coaste. Domnule, din moment ce dumitale e și Bercea, unul la mână, și doar rămâne și cămătarul. Zici, dai spăc la tine, portofel trebuie să stea leu greu, grosul, nu? Te încurci dumitale cu jucării, nu? Exact, ce dracu. Mă gândeam eu că trebuie să existe o chestie, că n-are cu... E destinat numele tău să fii bogat. Normal. Așa e. Domnul Andy. De ce să-i ducem? Corect, corect, dar milioanele la el. Are milioane serioase, nu? Le dăm mamă de bătaie să fim siguri. Auzi, domnul Borcea, dacă îți dau doar amendătura asta, mai furi mașina de poliție? Nu. Pe astăzi. Dar dacă îți dau amendă acum, primul lucru care îl faci, te duci, te schimbi, ca să nu mai arăți ca... Promit că în episodul viitor o să-mi schimb hainele. În îmbrăcămintea asta sexy. Da, domnule, ok. Și păi dacă îmi dați amendă, că nu o să mai am bani de haine, așa că vă alegeți, o rămân așa, ori îmi dați amendă. Mergeți amândoi și vă luați permis. Ne-am înțeles. Da. Gata, să trăiți. Nu. Ați auzit, domnul Andy? Cum să nu, cum să nu? Ok, haideți că ne-am înțeles. Bă, amenda o să fie mică, ca să-i rămână cămătarului nostru bani de țoale. Că... E normal, e normal, e normal. La 4.000 de nu poate să mergă pe stradă. Norocul lui că sunt legat. Da, mă, puteți să dezlega. Puteți legat și pe noi sau cum? Întâi retragem amenda, după aceea vine dezlegatul. E ca la popă, plăti serviciu, după aia vă dezleagă. E bine. Aoleu, grasule. Vezi, bă, zici să nu fură mașina tu, nu. Dar da. Zici să fugim, nu? Că vreau să-i mai atâț un pic, îi atâțaș, de-i mâncaș. Și nu. Mama mea, grasule, mămițica mea. Nici bani aveam. Hai râs că mi s-a făcut foame și sete, s-ar putea să-mi pleznesc aici. Nu mă muriți așa de bine. Sunt eu aici. 5.000! Bine. Păi nu făcea mașina 5.000! Haideți cum bugă. Haideți nu faci 5.000 dacă spuneți bine asta. Dați că e cămătar, cămătar. Acum mă poți dezlega, te rog frumos. Mulțumesc. Mulțumim. Eu nu mai luam amendă, frate. Domnilor, sunteți liberi. Mulțumim. Vă rugăm să respectați totuși regulile. Cum să nu? Vă o seară plăcută. De haine, domnul cămătar. Acum mă aduc să-mi iau haine. Aveți grijă că vă rămas bani de haine. Mulțumim, la revedere. Fugi, grasule. Frumos, la revedere. Domnule Macu, mă duci și pe mine până la secție. Hai, coleg. Din cauza ta am luat amendă, fii al drecu. Eu nu luai fraiere. Și 5.000 de dolari. Băi, ești prost să zic poliția. N-ai curaj. Vrei? Nu.
Fraților, cam atât cu acest episod. Ne-am făcut damblaua. Grasule, ce-ar fi să spargă acum o mașină? Și mă uitați pe mine că te aud dublu. Da, și pe mine. Ce stai aici? Ne vedem data viitoare, pa, pa. Pa, pa.